Salutare tuturor, un nou podcast Generația lui John. Astăzi avem parte de o bună bucată de motivație pe zona de fitness și cu podium și ploieșteancă și ne și mândrim cu ea. Mai ales că vine acum vara și dacă tot se mai duc din restricții, zic să ne bucurăm și să învățăm cum să arătăm bine poate că facem foamea două, trei săptămâni, dar după asta lucrurile sunt mult mai faine. Patricia, Matei, bine ai venit în podcast! Bine v-am regăsit! Sunt așa un pic invidios pe faptul că vine vara și nu stat de pregătit așa cum ești tu. nu, târziu. nu târziu. Încă mai e târziu! Noi târziu, mai timp. știu, am înțeles că vrei să mă pui la punct din punct de vedere alimentar și cu somnul. <laughs> Până la toate discuțiile astea, hai să, hai să te prezinți să ne spui câteva cuvinte despre tine, și înainte de a te prezenta, da. să spun felicitări. Mulțumesc! Mai bravo! Mulțumesc, bravo mulțumesc. Felicitări. Deci, mie mi se pare, mai ales în vremea asta de pandemie, să faci ceva cu viața ta în plus față de ce ai făcut până acum, nu știu, un an de zile, e senzație. Pot să zic că s-au schimbat multe. În viața ta? S-au schimbat multe. De când am luat drumul ăsta cu sportul, s-a schimbat cam radical totul. Patricia Matei, 25. 25, da. da. Mai mult. Zine mai mult despre tine. Sunt pasionată de sport, de muzică. Cândva mi-am dorit să fiu cântăreață. Trebuia Așa. să zic și asta. Se pare că n-a fost drumul meu și am luat-o altă cale. O cale puțin neașteptată, având în vedere că nu pot să zic că am fost tocmai sportivă când eram mică. Mm -hmm. La modul acela, că fugeam de ora de sport. Unde-ți e medalia de, de aur? Uh, am omis-o eu. La mine este acasă, târnată pe perete. Așa, știi că oamenii acum, dacă au performanță, dacă sunt invitați la un interviu, domne, sunt medaliată cu aur, da, Cupa României, da, bine. fitness și culturism, adică cu asta poți să încep de obicei. Da, sunt genul ăla mai, mai relaxată, nu-mi place să încep să mă laud așa din prima. Până la urmă sunt la început de drum, încă mai am foarte mult, foarte multe de învățat, vreau să evoluez mult mai mult decât am evoluat acum. Uh -huh, uh -huh. Am mai multe planuri cu mine, să zic așa. Ce Ești la început. Ești Sunt pe, la început, ești pe da. un proiect care se tot construiește în perioada asta și asta e foarte bine. Cam despre asta este sportul ăsta, să te construiești. Uh -huh. Să-ți construiești un fizic de care să fii mândru. Și cred că întotdeauna e loc de mai bine. Mai și ales să. În... E foarte multe, doamne și domnișoare, invidioase pe... Tău. Nu asta e intenția, da Și cele care sunt mai puțin invidioase Să te bagi în seamă pe privat Să spună Hei Patricia, poți să mă ajungi pe mine Să-mi spui Cu drag Cum, cum ai ajuns, drag. vreau și eu, fată! Dar să mănânc în continuare și prăjituri? Nu prea merge <laughs> Nu prea merge Nu prea merge Cum a început uh, povestea asta? De, de unde? De unde a pornit uh, fitness-ul? Mm -hmm. De unde a pornit culturismul? Deci Totul a început când eu îmi doream foarte tare să slăbesc, pentru că eu în copilărie am fost mai durdulie. Eram exact genul ăla de persoană care mânca prăjituri, cartofi prăjiți, mm -hmm. adică nu prea... Aoleu, cartofi prăjiți ai zis? Da. Nu cred că cu îmi place, place podcastul de astăzi. Așa. <laughs> așa. Da. Uh, și ulterior nu prea mă mai simțeam așa bine în pielea mea și am zis, haide să mă duc la sală, dar nu m-am dus nici secundă la sală cu gândul că... O să fac pătrățele sau o să ajung să fac mușchi sau nu. A fost pur și simplu chestia aia. Mă duc să fac un pic de cardio să mai pot să mănânc și eu un corn și să lard și să, A, deci să pot să mănânc tu practic. Tu să mănânci fără să se vadă. Da, ceva mm -hmm. de genul. Și la ceva timp l-am cunoscut pe George, pe prietenul meu. Așa. Care mă vedea mereu că sunt pe bandă, că fac cardio excesiv. Făceam cardio, cred că făceam cu orele acolo. Intram în sală și drumul meu era fix către bandă nu către altceva. Deci a venit un băiat în viața ta? Da, a venit un băiat în viața mea care mi-a zis mai dă -te jos de acolo, pentru că știi, nu e ok, nu o să construiești un corp de milioane dacă o faci într-una bandă, 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 bandă. Mm -hmm. Haide să ne antrenăm, hai să-ți arăt ce și cum, haide să facem și noi exerciții pentru fesieri, pentru abdomen, pentru așa, așa. Mi-a fost un pic rușine, la modul că eu nu prea mă duceam pe sală, că vedeam numai bărbați, femei nu prea erau Mă simțeam așa, așa cumva... Da, era... Nu știu, de privirile oamenilor, cred. Mai ales că, te judecă? Da, că nu știam să fac mare lucru. Mm. Mai mult de trei abdomene nu știam să fac. Și am început, George, să mă pună la antrenament, ușor, ușor, azi așa, mâine așa, până a început să devină o mică obsesie, să zic așa. Când am început să vă rezultate. Era obsesia ta, George, sau era obsesia ta sportul? Ei, ambele. Dar trecem peste asta. Așa. <laughs> uh, și am început să vă rezultate am început să văd mici modificări pe corpul meu, am început să slăbesc, am scăpat de grăsime în exces, pentru că încă aveam grăsime, puteam să fac eu 5 ore de bandă, tot eram. Dacă mă acasă și mâncam corn și alte prostii, nu făceam mare lucru. Și am decis să-mi schimb și alimentația. Pe partea de alimentație m-a ajutat tot el foarte mult în perioada aia, mi-a dat o dietă pe care am ținut-o cu foarte mare strictețe, nu ieșeam din vorba lui și am ajuns la corpul mult dorit la momentul ăla. Voiam să fiu pur și simplu slabă, cu mici forme, nu voiam eu mușchi neapărat. Da, acolo se vadă ceva. Și după aceea... Tu ai obosit acum, nu? Nu, sunt foarte prins aici. În... Treci momentul ăsta. Da, treci momentul. Rămas, Am foarte rămas multe rămas de, la, de povesti. i și... la povestea cu cornul. E cu ciocolată, cu șampanie. Corn cu... magic. Cormagic. magic? Albastru. -a -l -a -l -a. <girii> da, nu okay. știu cornul magic, cu nu ambalaj albastru. Ambalaj... Nu. E și unul glazurat. Știu ăla și... de la Seven Days și atât, și N -n... cu șampanie, cu... Nu, mie îmi place ăla cu, ăla magic. Și, și are ciocolată în el? Da. Are foarte multă ciocolată? E mai multă decât Seven Days. A, deci nu e cu țeapă, e cu ciocolata de adevărată Da. Am înțeles. Și de la o zi la alta am început să învăț execuția corectă corect a exercițiilor, să mă informez mai mult despre nutriție, despre alimentație, despre alimentele bune, alimentele proaste și multe, multe chestii. Și să zicem că am început să văd progresul mult mai mult. Am început să văd că am aflat, de fapt, că am un genetic foarte bun și că am umerii destul de mari. Așa și chiar a zis George la un moment dat, mi-aduc aminte, făceam flexii la biceps și îmi zice, auzi, cum ar fi ca într-o zi să concurăm amândoi? Și eu eram, ce-i, pune, eu să concurez, am eu fizic de concurat. Nu, nu m-am gândit nici o secundă că o să concurez. Am fost cu el când a avut o competiție în 2019. Am fost susținătoare, să zic așa. Nu, nu Fana, lui unu. Fana lui numărul 1? Fana lui numărul 1, ca așa cum de altfel. Așa. Și acolo am văzut diverse fete cum se pregăteau, cum se pompau înainte de concurs, cu vopsea, cu... Zic, doamne, unde am nimerit? Ce se întâmplă? Na, era ceva nou pentru mine. Chiar nou, dar îmi plăcea. Când s-a întâmplat nebunia asta, povestea asta frumoasă dintre tine și cel mai bun ajutor al tău, cel mai bun prieten al tău. Când a devenit, George, iubitul tău? Uh, iubitul meu, cred că a devenit înainte, înainte de competiția lui din 2019, prin august, pe la sfârșitul august. Până atunci am fost uh, prieteni. Doar prieteni. <laughs> e? Prietenie, 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 e, prietenie, prietenie, să prietenie, da. Dar crezi că a fost și ideea asta că... Azi în amândoi că vă puteți motiva unul pe da, celălalt. Da, cred că, cred că a contat foarte mult, pentru că atunci când cunosc un om pasionat de același lucru ca și tine, să corespluzi, dezvolt o pasiune. Mie personal mi-a dezvoltat o pasiune pentru sport. Pe dacă chiar. George era pasionat de bere și de stat cu băieții până dinainte, era mai nasol. Îi place fotbalul? Nu, cred. No. Nu, nu. O, deci. Ele... numai la chestia asta, gândește. Deci, George, nu. dacă ar fi în fiecare seară, că o bere, două, trei, Fotbal? Nu mi iese, Nu să las o socoteală. <laughs> și ar fi mers, nu știu, o pe lună la sală. Să facă brațe și piept, cum fac E. Să facă așa. un tur al sării și pe zic zică, băi, nu, gata, e, prea mult. El e cu fiarele. Mm -hmm, e făcut mm -hmm. pentru așa ceva. Ce vreau să spun e că e foarte fain să ai pe cineva care te motivează Asta... Și uh, să pot să fie alături de persoana respectivă atunci când e vorba de o competiție. Acum tu ești pe podium și uh, e una dintre, probabil, cele mai importante realizări pe care uh, le-ai avut, le-ai până la 25 de ani. Realizare pe care nici nu cred că ți-ai pus într-un într checklist. Băi, până la 25-26 de ani să fiu cu, cum, mega fit, cu mușchi și fit. Îmi plăceau corpurile astea fit și înainte când eram durdulie, dar era lena un pic durdulie? prea mare. Eram durdulie. Ce a... înseamnă asta? Grasă. Ce înseamnă Grăsuță, asta? pufoasă, cum să zic. Nu înțeleg. Hei! Nu, că dacă spui asta e... Dar adică tu poți să spui de nevoie să spui că e durdulie. Aveai cât? Uh, un kil în plus? 10, 100? Uh, destule. Destule. Destule, mm. nu, nu intru în detalii. Păi și ce, nu erai destule. fericit așa, un pic durdulie? Uh, am fost până la un moment dat. Știi, când ai toate prietenele slabe și tu ești singura care... Și probabil întâi nici să din haine de la ele. Încercam și credem că nu veneau bine. Da, am înțeles. Hai să te mai întreb ceva, că sunt curios. Te rog. ce părere ai despre industria asta de fitness și culturism la nivel, să spunem, de performanță pentru categoria feminin? Necesită foarte multă muncă. Foarte multă Se muncă. Se par frumoase fetele astea? Da, mi se pare că tu ești o excepție în industrie. Mi se pare că am foarte multe persoane pe care le urmăresc, care sunt de sex feminin și care sunt în zona asta și care nu prea. E cam prea mult. Depinde, îți pare? depinde. Depinde de obiectivul fiecăruia. Uh -huh. Pentru mine, personal, categoria la care am fost, consider că mă ajută, mă caracterizează, e potrivită pentru corpul meu. Nu aș vrea să o duc în nicio extremă, nu aș vrea mai mult decât. Bine, vreau mai mult decât am obținut acum, dar nu la extrem aia de... Poate vreau... să spui că sunt răutăcios, dar m-am uitat la niște poze cu tipul nu să-i spun numele, pentru că probabil că o cunosc ceva oameni și prin Prahova, și piciorușul ei, gamba ei... <laughs> Cred că știu, da, așa. Este cu mult mai mare decât... A... Cred că aproape capul meu. Și zic, wow! Nu, serios, deci... Mie o... mi se pare fain. Felicitări, Ce e, e mi super tare. Pentru că știu că a vrut neapărat să obțină rezultatul ăla și a muncit pentru el și mi se pare... Super Și Ce tare. se întâmplă după ce cobori de pe podium? Să zicem că în primul rând vrei să mănânci ceva dulce. Asta îmi place că am schimbat rapid subiectul, bravo. Da? Ce ai mâncat după competiție? Nici nu știu, nici nu mai mi-aduc aminte, cred că știu că am mâncat un snickers și apoi seara am mâncat chestii tradiționale, să zic, tradiționale, Sărbătunțe. pâine, ah, pâine, drag. pentru mine sunt tradiționale, că e clasic, tipic românesc, ce mănânci și îți o pâine, îți iei brânză, îți iei salam, îți iei... de asta mi-era poftă, știu că nu i mâncare sănătoasă, eu nu vreau să fiu ipocrită, să zic, eu mănânc numai legume, numai orez, numai carne, nu... E normal să vrei să mănânci altceva din când în când. Nu e o crimă, nu se întâmplă nimic, atâta timp că nu faci exces și nu mm -hmm. mergi pe drumul ăsta și mănânci numai asta. E perfect un normal. E fel de premiu, de fapt, și de. Drept. Chiar a fost un premiu. Eu am considerat că a fost un premiu, fiindcă am muncit foarte mult. Am muncit extraordinar de mult, mai ales în ultima perioadă. Mă trezeam cu George la 5 dimineața și plecam să facem cardio. La cât te punei să dormi? Uh. 10-11. Ne culcam destul de, de vreme. Cel puțin încercam. Aveam și mese de făcut seara, pentru că eu de obicei îmi făceam mesele pentru a doua zi. Când spui că îți făceai mesele, adică îți planificai ce vei mânca da, în da, următoarea da, zi. Da. da, da. Mm -hmm. Cu ce te ajută asta? Era practic dieta mea de concurs. Mm -hmm. trebuie Și să n avea același meniu în fiecare ba da, zi? Ba da. Ba da. Ok. Și te uitai chiar și la gramaj, la numărul de calorii? Tot. Cântărit. Pe partea nutrițională am avut um, un antrenor care m-a ajutat. Marius, dacă te uiți la asta. Marius și mai cum? Ca să Marius Florentin. Marius Florentin. El s-a ocupat Bravo. de alimentația mea, uh -huh. a făcut totul ca la carte, chiar nu am ce să-i reproșez. Și restul, antrenamentele și cardio am tras cu George până ne-au ieșit tot. Deci el George, a... George e peste tot. George e peste tot pentru că el a fost lângă mine. El a fost lângă mine pas cu pas, am avut momente în care chiar am vrut să renunț, pentru că o pregătire competițională nu e chiar țin un pic de dietă, mănânc ce să zic, nu mai mănânc după șase seara sau scot cartofii prăjiți și... Nu, e ceva mult mai complex, adică ai totul calculat, gramaj, anumite alimente, trebuie să mănânci alimentele alea zi de zi, nu te gândești că mai mănânc și o ciocolată, că mâine nu. nu. De asta, asta, e și scopul că îți iei un antrenor cumva care se ocupe de dieta ta, pentru că tu pe tine, dacă îți faci dieta singur, hai să zici că mai poți să te păcălești. Te păcălești tu pe tine. Zic, băi, mi-am mi făcut eu o cu pui, dar mai bag acolo și o fructă, o ceva, că nu se întâmplă nimic. Aia e, mai bag 10 minute în plus la cardio și am ars -o. Da, așa când știi că e munca altuia și că omul ți-a făcut dieta, băi, mănânci asta, 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 parcă nu prea te lasă sufletul, că parcă scamba joc de munca lui. Ce spuneai tu, ce îți spuneai în momentul în care aveai, nu știu, o, o cădere, erai demotivată, ai fi vrut să mănânci cele mai bune snickers din lume? nu știu dacă era neapărat vorba de mâncare, că eu n-am prea avut probleme până în ultimele două săptămâni. Mm -hmm. N-am avut probleme cu poftele, nu m-am Atunci gândit... a spus creierul, e, -e foame. A... pentru că știam că mai e puțin. Când știi că mai e puțin și se apropie momentul ăla când cobor după scenă și pot să mănânc acolo ce vreau. Să, cu cât se apropia momentul mai mult, cu atât îți veneau și poftele în cap și la modul că mă culca în seara și mă gândeam, mamă, abia aștept după ce, după ce termin concursul să mănânc așa un bol mare de cereale cu unde arahide, cu... Efectiv îmi imaginam cum îmi fac bolul cu unde arahide, cu cereale, cam asta era sentimentul la momentul ăla. Dar până în astea două săptămâni n-am avut probleme cu poftele. Aia era mâncare pe care trebuia să o mănânc, aia o mâncam. Și credem că aveam persoane care mâncau lângă me cu KFC, toate cele, nu, și era clasica vorbă, nu vrei și tu un cartof? Nu vrei și tu o mușcătură? Hai mă, chiar n-ai voie! Nu, nu, mâncați voi, mâncați voi. Eu mănânc orezul meu, beau apa, tot Uite, okay. Și asta e o chestie dificilă, să, să te înveți să spui nu. Dacă vrei, poți asta? să spui nu. Păi da, dar pe urmă îți pierzi prietenii, îți pierzi banturajul, nu te mai înțelege lumea. Băi, ce se întâmplă cu Patricia? Ai mă, Patricia, că înainte mâncai. Da, dar nu cred că totul se rezumă la mâncare. Dacă cineva ți-e prieten, poți să fie prieten și dacă mănânci, ce știu, o salată pe zi și păi poate traiești... ai avut voie să bei, spre exemplu? Alcool? Da, alcool. Nu. E alcool? Nu. Păi uite, nu bei, nu mănânci. De ce te mai vezi cu prietenii? Ce poți să faci mare lucru? Să stai la vorbă? Că să povestești? Că de, de fumat să... în niciun caz? Nu. Știi că cele mai multe obiceiuri pe care noi le avem cu prietenii sunt cumva niște vicii. Mănânci prea mult, bei prea mult, fumezi, etc. Și e acel prea mult la final, da, Am accentuat, da. <laughs> Și când, când le tai din, din lista ta de, de consum, prietenii zic Bă, nu mai chemăm pe Patricia Ca aia nu bea, ea nu face Da frate, e și m-a făcut... făcut să mă simt vinovat Mă uitam la ea cu pătrățelele Ia să stea la ea la sala acolo, că e păcat nu... Sunt obișnuită cu genul ăsta de chestii Nu mă deranjează Dacă cineva vrea să mă cheme undeva bine Dacă nu, cu atât mai bine Stau și mă relaxez Pentru nu, că am zis că acum ai voie să mănânci orice Acum am avut Cum că ai avut? Am avut, nu mai am Gata, s-a terminat? Gata, mi-am făcut toate poftele, chiar mi-am dorit să-mi fac toate poftele, fără niciun regret. Am zis, mi-e poftă de aia mănânc, mi-e poftă de, ce știu, aripioare mănânc, -e pentru că mă ajută psihic. Asta e psihicul aici care lucrează, nu neapărat că și cere corpul aripiare sau că și cere corpul ciocolată, corpul nu și cere nicio ciocolată, e capul. Te calmezi tu, dacă am mâncat, gata, mi-am făcut pofta. Și nu te-ai simțit okay. vinovată după ce ai mâncat? da, am avut un moment, pentru că după ce mănânci atâtea chestii după competiție, corpul tău e ca un burete. Absorbe absolut tot ce mănânci. Și evident am reținut apă, ce normal, corpul nu mai are aceeași formă, nu mai sunt așa, nu mai am talia atât ca și pătrățele așa. Se vede cumva. Pare că ești mai gras, dar de fapt nu ești mai gras. E doar apă pe care o... Hai adică să te întreb, că poate cine știe, te luci în altă extremă. Tu acum te simți fit sau te simți plinuță? Mă simt bine. Te simți bine, mă da? Mă simt bine, Și nu. Eu... înțelegi că ești slăbuță, adică... Da, sunt. Eu știu că nu arăt rău. Sunt conștientă că nu arăt rău, dar nu mai sunt evident în forma aia cu care am urcat pe scenă. N-ai cum. Acolo este o formă extremă pentru un anumit punct, anume în care uh, trebuie să, să verifice da. un juriu ce se întâmplă cu tine. Da, 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 da. A fost bine, a fost Care e următorul? Uh... Următorul tău challenge. Aș mai vrea o competiție, dar mă gândesc un pic dacă să mă duc sau să nu mă duc. Momentan. Cu că te gândești că acum practic negociesc cu creierul tău în funcție P de ce. Ceva de genul? Să fac cum mă simt perioada următoare pentru că vreau să intru iar pe dietă, să mănânc la fel de sănătos cum mâncam înainte. Deci nu o chemați la nicio petrecere, că e degeaba, vă zic de pe acum, nici la mare, nici la munte, sau dacă faceți și voi un festing ceva, că nu merge. Nu sunt cu festing, mi îmi place să mănânc. Păi, Mi-a dat seama că îți place să mănânci. Îmi place să mănânc, îmi place mâncare. De corn ce ai mâncat? Normal. <laughs> nu, că așa ți-a atras niște sponsor. Adică poate să uite la noi cineva care are... Ah, și mă sponsorizează cu cornul, nu? <laughs> măi Patricia, sneakers, uite, două baxuri aici. arată și tu din când în când și după sală. Știi că sunt oameni care nu pot atât de ușor să refuze mâncarea. Da. Și ai putea să inveți pe aceștia să spună mai des nu. Și imediat după acel nu să le dai o variantă mai bună. E greu să te apuce din mai fama mai să te duci și zici, băi, vreau o salată. Nu, hai Dar să nu zice serios. nimeni că trebuie să mănânci o salată. Lumea cam confundă treaba asta cu sportul și le încurcă puțin. Dacă mănânci o salată, nu înseamnă că gata, mamă, sunt fit. Trebuie să-mi să apară pătrățele că am mâncat salată ieri și trebuie să... Nu! A, deci n-apar după salată. Mă încurajat să nu mănânc salată, mersi. Poți să mănânc salată, dar nu se rezumă totul la salată. Cu alte cuvinte, trebuie să faci foame extrem ca să ajungi mm -hmm. la un rezultat. Eu consider că n-am făcut foame. Poate în ultima perioadă înainte de competiție, că așa e. Sucuri carbogazoase? Da, mai, ca să-mi calmez cumva unele pofte de dulce, mai luam cât un de la zero și... Ce înseamnă de la zero? La zero A, de la zero, zic. nu știam. De la zero <laughs> știu, poate de... fi orice. Da. Aha, mai deci nu... totuși aveai o mică virgulă acolo în da, program. Da, uh -huh. m-a ajutat puțin. M-a ajutat puțin, îmi dădea acolo... Mă păcăleam creierul. Și și el. Și George. Da. Că era tot doza Da, ta de... bine, nu exageram, nu te gândi că beam bidoane întregi de suc. Pur și simplu acolo, bea o doză, te calmai, e gata. Dar nu e același lucru, zero cola normal. Eu zero am băut... Toată viața. Cam din Că l-am plăcea cel mai mult. Nu știu, Auzi se tu și dacă okay. se uită acum la noi, George, sau nu? Eu cred că se uită. Hai să-l sunăm repede până când nu vine semnalul. Gata. Îl pui pe speaker. Și de acolo o mulțumesc. Pune-i ceva, că n-ai putut să vii cu el în, în podcast, că ți-a zis că este unul la da. unul. Dar acolo să-i spui ceva rapid. Să-i zici, Băi, George, mersi pentru, nu știu, cornola cu ciocolată, pentru... Ia să exercițiile de să fesier, de ce vrei. Alo! Alo, bună, Iubi! Gata, ai terminat? Nu, n-am terminat. Suntem în mijlocul podcastului, dar te-am sunat. Te-am sunat ca să-ți mulțumesc în direct. Cai ai fost cel mai tare iubit, că m-ai susținut toată perioada pregătirii și că ai tras cu mine și că uite că am ieșit campionă. Te iubesc. Și eu te iubesc. E, Ești... Nu zic nimic, că eu le demonstrez așa vorbe. Tu demonstrezi prin nu fapte. La vorbe. Bine. Când, când, te mai de nevastă? Când Salut, salut. Când o cer de nevastă? Aoleu. Nu știu, cred că o să vină de la sine. Ce frumos, ce frumos. Succes! Consider că, nu te leagă un inel sau un act. E clar, acum că face viața de zi cu zi te ajută să construiești ceva. Adevărat. Nu, nu pot să te contrazic. Mamă, e în trafic. Deci Plăiești este, plin de, oameni care muncesc la ora asta. Spune-i că e mulțumit pentru intervenție. Mulțumim mult de tot că ai răspuns și ne vedem la sală mai târziu. Ce cred că de deja papa. te așteaptă. Hai mai repede. Haide, haide, nu pierde, nu pierde. Haide, pa. pa, pa, pa. Deci asta hai de pa! era? Haide, pa. Haide, pa. Cred că era în mașină. Unde era? Da, nu știu unde. Deși deci ce a zis că te iubesc? Da. Și zis că unele lucruri vin de la sine. Eu zic să te aștepți. Când va fi? va fi... Nu, nu stau cu așteptări, hai de ce? Hai de Asta cu e eu cred că s-a gândit și la asta cu inelul e de bine. Simți așa ca un soi de, și nu are legătură cu George acum, simți o presiune socială când vine vorba de uh, o relație care durează și care funcționează? Uh, da, de exemplu, m-am întâlnit cu niște foste colege. Una e gravidă, una s-a măritat și vine întrebarea și tu când? Când o fi? ai mă, pe bune, de atâta timp împreună, nu faci și tu un bebe? Nu faci... <laughs> oh, nu e că nu mi-aș dori, îmi doresc, a... Nu la comandă, hai să facem bebe. Vreau hai de. Zic că ori faci bebe, ori faci pătrățele, că e, e, o diferență. e timp, e timp. Uh -huh. Și după bebe poți să ai pătrățele, nu e musai că dacă ai făcut un bebe, gata, trebuie să te faci atâta și... Acolo adică... lucrezi cu psihicul că e... da, și că... nu mai cu psihicul Se întâmplă de foarte multe ori Să ai o problemă de sănătate Să-ți fie mult mai greu să scapi de, de greutate da. Dar spunele prietenilor tale, bravo, felicitări Da, Fiecare eu le felicit, doamne ferește adică, Pus chiar să întreb când e gravide Și următoarea dată când rămâi adică... Păi i-am zis, poate rămâi cu tripleți Wow deci ai și tu uh, mici uh, răutăți, <laughs> da, ca să zic așa, ai momente în care dacă primești o replică, ți-e... Nu e, se răută, da, se dar nu dai se răutăcioasă, nu se răutăcioasă, pur și simplu a fost așa, o încurajare. Pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc acum sau ceva mai târziu și care au simțit că au jumătate de gram în plus la cântar acolo și care știu că vine vara și că plajele să fie pline de multă iubire, uh, există vreo șansă? Bineînțeles. Dietă, sport. Trebuie doar să vrei. Hai să le compactăm un pic, să le ajutăm. Adică de le două, trei sugestii. Adică. să zicem că, deci de mâine încolo, mâine, ești copil, la da? mâine și ziua ta, la mulți ani tuturor. de mâine, o lună de zile, dacă ne ținem de treabă pentru, nu știu, vacanța din iulie. Depinde de la ce kilograme pornești. Un gram, Contează plus, foarte... un gram în plus. Uh. Dacă... Deci, nu pot să vorbesc asta în podcast. Da, Formă să numește podcast misogin, generația lui John. -am. Dacă există doritoare, scrieți-mi în privat și rezolvăm. Unde în privat? cum oamenii să uite și nu știu exact unde. Pe Instagram sau unde? Pe Instagram, da. Aole, iar o să spui numele la dubios? Că Dar ne... nu e dubios, e, e perfect e perfect foarte greu să-mi scriu. Deci, pentru toată lumea, pentru cei care se uită acum și care plac foarte tare invitata din podcast, acum sau mai târziu, dați-i follow, patricia.com p a t t s Și ce Patricia, Patricia Mi se pare foarte greu. Păi p a t t s adică pets Am înțeles. Nu era zis Patricia poate N-ai găsit disponibil user ăsta sau... Îl am de mult așa și da. Sau Patricia campionă. Nu, nu, prea mult. Patricia podium. Patricia locul întâi. Prea multe conturi de genul, cu fitness, cu fit, cu... Nu, mersi, ăsta e numele meu, mai adăugat -o acolo. Scurtătura, să zic bine. așa, așa e. Păi atâtă să. Păi atâtă să? Păi cu, cu doi de t, Cu doi de, de t. mi-e greu să-l rețin, dar sigur, cei care iubesc ceea ce tu faci sau cei care își doresc neapărat să arate bine și nu doar pentru vară, ci și pentru celelalte anotimpuri, pot da de tine foarte ușor. Hai să vorbim un pic despre mentori. Știi? Hai. Mentru adică oameni care ne fac viața mai bună atunci când noi suntem în dezechilibru. Ok. Și întrebarea mea pentru tine, în afară de George, gata, pe George l-am pus pe. pe podium. Pe podium e acolo, e bine. Care sunt oamenii care pe tine te te ajută să mergi mai departe atunci când tu, tu nu reușești? Mama. Mhm. Mm Mama. Știu, da. Fiind în podcast, <laughs> nu. mama, când plâng, mama, când zic nu. că, mama, nu mai pot, nu mai suport, sunt prea grele greutățile În pregătirea astea. asta, în pregătirea asta cel puțin, l-am avut pe Marius, l-am specificat mai devreme, a crezut foarte mult în mine, când am avut nevoie de o pauză, mi-a dat o pauză, pentru că am avut unele căderi nervoase, să zic așa, și a zis, băi, odihnește-te, calmează-te și după aceea ai revi la sală. Mm -hmm. Așa? Și apoi mama... Prieteni nu pot să zic că am foarte mulți. Nici nu-ți trebuie prea mulți. Am avut-o pe mama care pot să zic că m-a susținut din toate punctele de vedere. Și psihic, și financiar, și pentru că am avut unele mici greutăți în pregătirea asta. George și mama m-au ajutat pe partea asta și financiară. Și chiar vreau să le mulțumesc pentru treaba asta, pentru că ești în perioada aia în care nu prea mai gândești limpede Ești obosit, se acumulează toate alea în cap așa și nu mai știi încotro să te îndrepti. Și e foarte important când ai o persoană, două, care zic, băi, îți dă două palme, cum s-ar spune, nu mi le dă pe bune, dar cum s-ar spune. Metaforic, așa, că vei peste ceafă de nu te vezi. Așa, îți dă două palme și te trezezi, băi, haide, că trece, că o să fie ok, că contează foarte mult. Hai mm. că te ajut eu, nu te speria, nu te... Eu sunt și foarte panicoasă de fel, eu intru în panică când văd că nu găsesc o cale de scăpare dintr-o problemă. eu ce fac? Deci că fiecare Unde. problemă are de fapt o soluție. Știu, dar mai întâi... trebuie să respirăm noi un pic, să ne punem da, în așa... Da, mai întâi trebuie să dramatizez puțin înainte și după aceea. Îmi dau seama de că e există... recunoscut, ai recunoscut, e bine. Da, ăsta mi-e felul. Ești nu pe să cel minte. bun. Eu mă bucur pentru tine. Serios. Bun, și din social media așa, există cineva care să te influențeze, să, facă un mentorat cu tine fără să știe. Eu dacă dau follow unei persoane pe Instagram, care să spunem că e, nu știu, din zona de media, Poate să-mi influențeze viața, poate să mă ajute să mă înveți anumite lucruri, dacă eu să le pot pune în practică. Da, am avut câteva sportive pe care le-am urmărit și care m-au motivat cumva, mm -hmm. care au ieșit și ele campioane la rândul lor și le-am mai urmărit și m-au motivat, dar în principiu m-am motivat eu singură, nu prea m-am axat pe alte persoane, pentru că fiecare are are drumul lui cumva, abordarea lui în ceea ce privește pregătirea. Adică timeline-ul tău nu este plin de domnițe care sunt cu pătrățele, ci... Ba da, sunt și și nu pot să zic că urmăresc numai fit. Uh -huh, uh -huh. Ar trebui să urmărim și un cont cu burtici. Am și burtici acolo. Nu, chiar să fac un... Băi, burtici, dar ați făcut fitness, aveți prea mult fitness, haideți să și niște burtici <laughs> ca să putem să echilibrăm balanța, să nu fie un trend unde unii oameni uh, fac asta doar pentru că așa... Că nu, e bine. Fiecare trebuie să se simtă bine în corpul lui. Dacă tu te simți bine, mai bine cu un pic de burtică, și nu te deranjează pe tine psihic, stai cu puțină burtică. Eu promovez uh, mâncarea sănătoasă, promovez sportul, promovez toate cele. Dar acum mai contează și cum se simte persoana respectivă. Dacă tu consider că nu e pentru tine, nu o să zic, haide, vino, vino, fă sport, că așa trebuie. Băi, nu-mi place, ce vrei, nu, mm -hmm. nu e de mine, mie îmi place, ce știu eu, să fac orice altceva, mai puțin să fac sport. Ce Pentru de că am cu au... Exact. Pentru că am auzit foarte multe răutăți de la diversi și sportivi și antrenori și așa, nu face sport, că de aia e așa, că ia uite cum arată, că nu mi se păi spune. cum arată? Păi dacă faci sport, arăți bine, nu? Nu, am zis, ia uite, nu face sport. Ah. Mai sunt și ăștia, Uite ce mănâncă, mă, Măi Patricia, da, măi, dar nu cum să mănânci mai mă, sneakers? Trebuie să mănânci numai borez da, și piepevoi. Da, rounței nu mai au un brocoli și atât. Nu, nu vreau să fiu ipocrită. Nu vreau să fiu ipocrită din punctul ăsta de vedere. Cum te simți tu bine așa rămâi? Îmi place că ești foarte, adică ești implicată în ceea ce spate. Da, pentru că și eu la un moment dat am avut o formă de cartof, să zic așa, mai, mai rotundă. Și deci, mai cartofii pot avea toate formele. Da, eu pornesc din forma de rotund. U, am atins asta. Uh, și, tu poți să spui, ți zis, tu poți să spui orice, dar s-ar putea să se simte cineva și să se supere pe noi. Și să vină pe urmă la sală să spună, bine mai Patrice, mai convins. Eu nu vreau să super pe nimeni, îți dai seama, dar... n-ai cum să fii pe placul tuturor. Normal. Adică sunt doamne și domnișoare care te plac, sunt și doamne și domnișoare care nu-ți spun că te plac. Bineînțeles. Sunt mai invidioase, dar A, nu fai. toate, e ok. Mai avem foarte puțin din podcast. Mamă, așa de pe trecut? Da, 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 da. Dar până atunci, până la final, vreau să-mi spui dacă ai o carte, noi la final de podcast facem o recomandare. Nu spun acum că trebuie să ai biblioteci întregi pe care le-ai parcurs, ci dacă ai o carte care ție ți-a plăcut foarte mult și pe care o recomanzi în acest podcast, tocmai ca să facem o, o colecție de cărți pe care le recomandă invitații din podcast. Ok. Uh, Lasă-mă o secundă. Ok, cât durează o secundă ca să știm? O secundă? Wow, îmi place. O tot și tot o tot. intimitate. Oh! Wow! Da. Deci ești pe oșă? Da, am citit vă două cărți. Ceva cu Ce zice omul ăsta cea... la intimitate? Ce? Că ai de nevoie de, de, de spațiu, că <laughs> trebuie să-ți acorzi mai multă atenție ție, că să te iubești sau ce? Ceva de genul, ceva de genul ăla. Deci asta ar fi Trebuie oșo, să recunosc că am citit-o de ceva timp și nu... Nu contează, nu, contează. Că... Nu. Dar pot să, știu, să garantez că e, e de citit. Chiar e și de se citit. mai găsește? Că da? poate toate femeile au luat intimitatea da, pe... da, da, da. Nu. Se găsește, se găsește. E super. Bun. O să am rugămintea asta, uiți că de acasă. Da. Strage aer în piept. Și uh, să ne lași un mesaj. Să le spui ce ai tu pe suflet. Poți să le spui, păi, mergeți la sală. Sau poți să le spui, uh, iubiți-vă corpurile. mi place. Asta Cu asta îmi place. voiam să încep. Cu asta voiam să încep. Da, vrei, vrei să-ți las momentul tău. Hai să... Nu, pot să stai Eu comentez mine, că, că... că nu, pot, nu, pot, să stau foarte mult fără să vorbesc. Și așa sunt nevorbit de, din weekend, mai e și cu starea de ploaie, <laughs> deci clar e, e, greu în ziua de astăzi să mai vorbești, atunci ne uităm către cei de acasă. Eu vă încurajez pe toți să nu ne neapărat să vă schimbați stilul de viață, dar să faceți alegerea potrivită pentru voi, pentru sănătate în primul rând, aici nici nu-i vorba de pătrățele, de mușchi, de mai știu eu ce, pentru sănătatea voastră, atât fizică cât și psihică, și să vă iubiți corpurile așa cum sunt. În principiu. Da. Patricia, nu mă pricep tare la mult. mesaje, foarte, e foarte, e foarte bine motivaționale, așa? Patricia, felicitări, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Uh, poate, place. poate face o reducere la, nu știu, uh, oglinzi, că dacă vrei să ne iubim corpurile, trebuie în primul și în primul rând să ne vedem. Bine. Și asta, e, asta este situație reală, concretă, adică oamenii nu știu cu adevărat cum arată, ei se văd doar la chip, sau uneori se văd un pic dintr-o perspectivă, dar nu reușesc să vadă din cap până în picioare și chiar să se aprecieze așa cum sunt ei. E greu să vorbim fără să trecem la fapte, așa cum spunea iubitul tău, George, și vă doresc din suflet să mă anunțați în momentul în care se întâmplă de la sine, înțelegeți dumneavoastră Bine. Succes și te așteptăm în septembrie să ne spui că era tot locul întâi și că deja lucrurile încep să fie pe cel mai potrivit drum și că deja ai niște oameni pe care îi antrenezi. Și Online, da. chiar dacă sunt corporatiști sau sunt uh, studenți, ce sunt ei, orice, să aibă rezultate pozitive, că așa a vrut invitata noastră, Patricia. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați urmărit, ne reauzim și ne și vedem data viitoare, luna 13. Până atunci, numai bine. La revedere!